Astăzi vă invităm să vă bucurați de o expoziție remarcabilă de omul condeiate, realizată cu maestrie și pasiune de către tinerii artiști talentați. Arta condeierii omului este una dintre cele mai vechi și cele mai frumoase tradiții pascale practicată în diverse culturi din întreaga lume. Prin tehnici precum condeierea în ceară, vopsirea manuală, artiștii transformă ouăle în adevărate opere de artă, fiecare cu propria sa poveste și semnificație. Pentru a deschide această serbare, cu bucurie și emoție, vă invităm să vă lăsați învolviți de interpretarea cântecului Nu Iuda Singur Vinovat de către Rebecca Catanu. Mari preoți, nici bilat,
Nevaste tineri și fete, bătrân cu iarna vieții plete și încet în urmă tuturor, vezi șovăind câte o bătrână cu micul ei nepot de mână.
Spre vijelii, vin floriile cu soare și soarele cu florii. Primăvara încântătoare scoate iarba pe câmpii, vin floriile cu soare și soarele cu florii. Lumea-i toată sărbătoare, cerul-i plin de ciocârlii, vin floriile cu soare și soarele cu florii. Păcat, zău, de cine moare și ferice de cei vii, vin floriile cu soare și soarele cu florii. Copiliță, nu vrei oare, nu vrei cu mine să vii, când floriile cu soare și soarele cu florii? Să culegem la răcoare viorele albăstrii? Hai, floriile cu soare și soarele cu florii. Eu ce-i dat de orice floare, mii de sărutări și mii? Hai, floriile cu soare și soarele cu florii. Iar tu, dulce zâmbitoare, te-i face către mânii? Hai, floriile cu soare și soarele cu florii. Nu mai teme nici de moarte, nici de mine.
A început atunci când am ajuns la Slobozia, acum 3 ani de zile. Și dorința a fost aceea de a petrece timp împreună, unii cu alții, pentru a fi în comuniune și de a duce mai departe cultura și tradiția noastră. Roadele n-au întârziat să apară, le vedem și ne bucurăm de ele. Despre o condeiată tot au menționat în cadrul sărbării, n-are doar să lungesc eu cuvântul foarte mult. Eu sunt și eu foarte bucuros și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că lucrurile au rodit într-un ritm așa mulțumitor și chiar surprinzător. Le mulțumesc și lor, le mulțumesc și dumneavoastră și sărbători cu bucurie să avem. Lumini, lumină și copii. Și suntem în fața unui centru de zi pentru bătrâni. Deci facem o punte, mai ales dacă când ne gândim și la perioada pe care o începem, suntem în perioada premergătoare săptămânii patimilor Mântuitorului Iisus Hristos, ne pregătim pentru sărbătoarea, iată, o sărbătoare, culmea, să începi patimile cu sărbătoare, sărbătoarea floriilor, și cred că facem cel mai bun exemplu, cea mai bună imagine acestei perioade pe care o pregătim, și anume lumină, copii, bătrâni. Am răspuns invitației domnișoarei director al centrului de zi pentru bătrâni de la Săbinești, domnișoara Brândușa Dediu, care a fost provocată la un eveniment, dar a fost provocată ca un gând al activității care se întâmplă în acest centru, și anume avem un centru de vârstnici. Vârstnicii vin, vârstnicii sunt cei care sunt aparent de acum neputință, și iată că vin niște copii să le arate că nu sunt uitați, că nu sunt neputincioși, că nu sunt nefolositori, ci dimpotrivă, împreună cu efuziunea copilăriei, cu efuziunea tinereții și cu experiența maturității, putem merge pentru a duce împreună acest greu al pătimirilor vieții în sine. Și atunci, cred că fiecare avem de învățat unii de la alții. Copiii învață de la cei maturi, cei maturi învață de la copii că să nu-și piardă speranța, ci dimpotrivă să aibă această capacitate de a merge mai departe. Împreună, după cum am auzit și mesajul care a fost rostit de acești copii, cu lumina învierii. Și atunci, într-adevăr, lumina este cea care ne caracterizează pe toți. Lumina trebuie să ne fie farul călăuzitor al vieții. De la cel mai mic copil, care își caută, iată, drumul în viață și atunci are nevoie de un reper, până la vârstnic, care pare că le-a trecut pe toate, le-a bifat pe toate, dar încă are nevoie de reper. Și atunci lumina este doar la Dumnezeu. Un gând bun pentru perioada următoare? Gândul nu poate fi decât acela pe care ne-l dă Mântuitorul Iisus Hristos. Și anume că, indiferent de cât pătimim, ajungem la înviere. Ideea începe de la dorința de a fi împreună și de la dorința de a ne păstra noi ca identitate culturală, identitate de credință, și ea s-a concretizat într-un mod surprinzător. Copiii au venit special la dumneavoastră ca să-i coordonați pentru această manifestare. I-ați adunat dumneavoastră melodiile pe care le-au interpretat, poeziile pe care le-au spus. Sunt copii din parohia unde slujesc și i-am ajutat și eu foarte puțin. Restul are o mult mai mare pondere talentul lor. Sunt foarte priceput și au prins totul foarte rapid. Ei reușind să se menegereze singuri, ca să spun așa.
Este o manifestare pe care o organizați în fiecare an sau acesta este primul an și vă doriți ca de acum încolo această manifestare să fie organizată în fiecare an? Suntem la a treia întâlnire de felul acesta și sperăm să continuăm cu ajutorul lui Dumnezeu. Cum vi s-a părut această manifestare? Foarte frumoasă. Vă așteptați? Minunată, nu mă așteptam, mi-au cântat, mi-au mers la suflet niște cântări de copii ăștia, chiar vine primăvara și sărbătoarea. Ați organizat o manifestare extraordinară și când spun că ați organizat, știm că în spatele vostru sunt oameni care v-au făcut și v-au sprijinit și v-au adus la nivelul în care ați cântat și ați interpretat extraordinar de frumos la această manifestare. De când cânți? De la vârsta de 5 ani. Fac canto cu o profesoară, Aurora Pală. Momentan nu am renunțat. Ai renunțat, ca să zic așa, deocamdată, dar... Da, nu mai fac canto. Aș vrea să mă reapuc iar, dar... Care sunt gândurile tale? Care sunt, în momentul în care ai venit și ai cântat aici și ai adus publicul la un nivel spiritual destul de ridicat, care a fost gândul tău? Am venit aici datorită părintului nostru din sat, părintele Iustin, cu gândul de a vă împărtăși această sărbătoare de Paști și ceea ce a făcut la biserică legat de ouăle încondeiate de copii și să îi bucurăm pe bătrâni. Tu știi să încondezi ouă? Da. Ai vreun ou pe care l-ai încondeiat tu? Sunt mai multe, cum ar vine acesta. Și cum, dă-ne un secret, spune un secret, cum ar trebui încondeate ouăle? Există ceva special? Nu e un secret, doar răbdare și bunăvoință. Ne-am dorit foarte mult să împărtășim sentimentul de bucurie că vine Paștele și am vrut să le aducem și bătrânilor ceva nou legat de ouă, pentru că, v-am spus, ouă este simbolul renașterii, un nou ciclu al vieții și am zis că ar fi perfect prin această metodă.